Ce veți propune dumneavoastră în Comitetul Executiv de astăzi? Susținere totală pentru președintele Liviu Dragnea. Cuvântul de ordine solidaritate, unitate, care conferă forță ca întotdeauna partidului nostru. Avem două angajamente după care trebuie să ne ghidăm. În primul rând, angajamentul față de cei care ne-au transferat încrederea lor pentru a guverna România, pentru a guverna în folosul românilor, și cel de-al doilea angajament, acela de a pune capăt șirului abuzurilor. Țara în care prezumția de nevinovăție poate fi suspendată, este o țară care va pierde, pentru că în curând, dacă prezumția de nevinovăție nu va fi respectată, este posibil ca libera exprimare și ea să fie suspendată. Și atunci nu mai putem vorbi de democrație.